Autoritățile din Mariupol acuză că soldații ruși au furat din spitale ventilatoarele care erau folosite pentru tratamentul pacienților grav bolnavi. Reprezentanții Consiliului Local din Mariupol susțin că rușii au furat ventilatoarele din oraș, adăugând că acestea erau extrem de necesare în tratamentul pacienților grav bolnavi. Doar în spitalele din Mariupol existau 60 de ventilatoare. Acum aceste echipamente sunt cele pe care ocupanții ruși le duc pe teritoriul lor. În loc să își dezvolte medicina, Rusia îi jefuiește pe alții, anunță ucrainenii. Și primarul orașului acuză pe ruși de jaf. Timp de 8 ani am dezvoltat sistematic fiecare domeniu, iar o atenție deosebită am acordat-o celui medical. Nu numai că armata rusă ne-a distrus orașul și a ucis peste 20.000 de locuitori din Mariupol, dar a început să jefuiască și ceea ce a mai rămas. Este un jaf și o crimă de război, a spus primarul orașului Mariupol, Vadim Voicenko. Asediul orașului Mariupol durează de săptămâni întregi, 10.000 de persoane fiind blocate în orașul port. Cea mai mare parte a infrastructurii civile a fost distrusă.